Bine ați venit, bine ați revenit la Muzeul de Artă Piatra Neamț cu prilejul unui eveniment expozițional organizat în cadrul Art Festival, o manifestare pe care o organizează Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare. Avem deosebita plăcere și onoare de a deschide această expoziție intitulată Artiști Plastici din Chișinău în prezența delegației de la Chișinău, în prezența doamnei vicepreședinte a Consiliului Județean Neamț, doamna Mădălina Ciupătaru. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Îi vă dau cuvântul pentru a transmite un salut delegației din Chișinău, doamnei vicepreședinte Mădălina Ciupătaru. Vă rog, doamna vicepreședinte. Bună seara! Vă rog să-mi permiteți, ca numele președintelui Ionel Arsene și al Consiliului Județean Neamț, să vă urez bun venit în Neamț și să vă asigur că este o onoare și o bucurie pentru administrația județeană să fie gazda acestui vernisaj cu lucrări create de frații noștri de peste Prut. Vă felicit, dragi artiști, pentru ceea ce reușiți să creați. Vă doresc să vă bucurați mereu de admirația publicului, iar creațiile dumneavoastră să se regăsească în fiecare casă de român, fie că e pe malul stâng sau pe malul drept al Prutului. Nu pot încheia fără a le mulțumi colegilor mei de la Centrul pentru Cultură și Artă Carmen Seculare și Complexului Muzeal Național Neamț pentru organizarea acestui vernisaj. Stimate oficialități de la Chișinău, vă mulțumim că ați făcut posibilă prezența dumneavoastră la Neamț Art Festival. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, doamna vicepreședinte. O rog în continuare pe doamna viceprimar al municipiului Chișinău, doamna Angela Cutasevici, să ne adreseze câteva cuvinte. Vă rog. Bună seara! Vă salut cu mult drag și eu în numele primăriei municipiului Chișinău a chișinăuienilor la această activitate foarte frumoasă, în debutul participării chișinăuienilor sau artiștilor de la Chișinău în cadrul festivalului Neamț Art Festival. E o onoare pentru noi să fim parte la aceste zile frumoase dedicate culturii, tradițiilor și sigur că oamenilor de cultură. Dacă suntem la lansarea sau vernisarea acestei expoziții și dacă privim așa pe ansamblu, vedem că toate lucrările s-au aranjat foarte bine pe pereții galeriei. Am venit cu cei mai frumoși și cei mai talentați artiști plastici. Aici avem circa 35 de lucrări, inclusiv artiști consacrați, dar și un debutant care cumva răstoarnă acele viziuni asupra artei și a ceea ce înseamnă artă, cu, iată, avem și în față această lucrare expusă, așa, în mai multe etape. E o onoare pentru noi să fim parte aici, în aceste zile, de aceea țin să mulțumesc, în primul rând, Consiliului Județean Neamț pentru invitație. Sigur că Centrului de Cultură și Artă, dar și tuturor celor care au făcut posibil ca aceste zile să aibă loc, ne dorim ca festivalul sau participarea chișinăuienilor sau a reprezentanților artiștilor de la Chișinău să fie tradițional în cadrul anumitor zile dedicate, pentru că astfel ne cunoaștem oamenii, promovăm oamenii, valorificăm, conservăm și sigur că transmitem ceea ce avem mai frumos între noi. Mulțumim tare mult, sănătate și zi frumoasă! Vă mulțumim! Alături de noi în această seară se află și doamna Marina Damian, director interimar al Direcției pentru Cultură Chișinău. O rog și pe domnia sa să ne spună câteva cuvinte. Vă rog! Onorată asistență, onorat public, suntem și noi onorați să ne aflăm aici din numele Primăriei Municipiului Chișinău și a Direcției Cultură.
Ne bucurăm că ne-ați oferit șansa și posibilitatea de a etala talentul și carisma și profesionalismul artiștilor plastici din Republica Moldova, de a le face cunoștință cetățenilor municipiului Piatra Neamț cu cultura și artiștii de la Chișinău. Suntem deschiși spre o colaborare, ne dorim o colaborare continuă și de durată. Ne dorim să mai revenim la dumneavoastră, vă invităm și pe dumneavoastră la noi. Vă dorim succese mari în continuare și fie ca orice activitate și colaborarea noastră să fie încă un pod cultural construit între cele două maluri ale Prutului. Vă doresc succes și contemplare a vernisajului. Pentru activitatea de astăzi, pentru această expoziție, eveniment, trebuie să îi mulțumim doamnei director Carmen Nastase, director al Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Seculare, organizatorul manifestării Art Festival, așa cum spuneam de altfel și în deschidere. O invit și pe domnia sa să ne spună câteva cuvinte. Vă rog, doamna director. Ia, vă mulțumesc pentru prezență. Plouă afară, dar e frumos în inimile noastre. Cred că, într-adevăr, este o înfrățire, o bucurie să fim aici alături de moldovenii de aici și moldovenii de peste Prut. E un pod cultural, ne îmbrățișăm sufletește astfel, prin această manifestare. Neamț Art Festival a pornit de la o idee în care noi ne-am dorit, cei de la Centrul pentru Cultură și Artă Carmen Seculare, să aducem bucurie pe fețele oamenilor și ușor, ușor, din pandemie, trecând la partea dificilă de în acest an, am ajuns la a treia ediție, care a devenit un festival din ce mai cunoscut în țară, dar și peste hotare. E un fusion de arte, avem pictură, avem grafică, după cum vedeți, muzica ne însoțește aici, chiar dacă e peste, în afara incintei. Ce pot să-mi doresc mai mult decât să se oprească ploaia, da? Începe belșugul cu public mai mult decât este în acest moment. Sper să fie o activitate reușită, ca toate cele ale Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Seculare. Mulțumesc Consiliului Județean Neamț, finanțatorul nostru, mulțumesc Primăriei Chișinău pentru această colaborare și Direcției pentru Cultură din cadrul Primăriei Chișinău. Din primăvară am avut discuții cu cei de la Direcția de Cultură și acum s-au concretizat primele noastre colaborări, de care sunt foarte mulțumită. Vă aștept pe toți la această expoziție, care văd că este deosebită. Mă bucur că alături de noi este și domnul Răileanu, fostul nostru coleg, care este și el moldovean de peste Prut și a venit să-și vadă și să susțină colegii. Vă aștept la următoarele seri. În seara asta, Vali Boghean Band, după cum auziți, ne încântă urechile deja. Pe urmă, mâine avem camerată de la Chișinău cu cei de la Brio Sonore și două soprane extraordinare. Și pe urmă, vă rog, dragi doamne, dar și dragi domni, să veniți să admirați bijuteriile de la Gala Bijuteriilor Flower Power a Neamț Art Festival și, bineînțeles, avem și pentru tineri activități. Avem prima noastră de DJ, seară de DJ, muzică cu DJ, e prima noastră încercare. Avem și sportul, pentru că și sportul este o artă. Avem ateliere demonstrative pe diverse activități, pictură, iconografie și street art. Așa că Neamț Art Festival a început și cred că va fi o activitate deosebită. Să plouă cu belșug! Sănătate! Mulțumim pentru toate aceste precizări. Nu în ultimul rând,
revine misiunea de a semnala prezența alături de noi a domnului profesor Simion Zamșa, care este de altfel și curatorul expoziției Artiști Plastici din Chișinău. Așa cum vedeți și așa cum a menționat și doamna director Carmen Nastase, o expoziție de pictură grafică, art obiect, o expoziție care reunește artiști de marcă, poate cele mai reprezentative nume de artiști contemporani din Republica Moldova. Voi face o foarte scurtă biografie a domnului profesor Simion Zamșa, deși domnia sa este o personalitate și cred că vă este cunoscut tuturor. Simion Zamșa este pictor, grafician, ilustrator și, ca o paranteză, știu că ați ilustrat remarcabil amintirile din copilărie ale lui Ion Creangă și iată, ne aflăm foarte aproape de ținutul lui Ion Creangă. S-a născut în anul 1968 în Republica Moldova, a absolvit Academia de Arte din Sankt Petersburg. Este conferențiar universitar în cadrul Facultății de Arte Plastice și Design din cadrul Universității de Stat Ion Creangă din Chișinău. Este autorul a zeci de expoziții naționale, internaționale, recompensat cu premii foarte importante în domeniul artelor plastice. Este o personalitate cunoscută nu doar în Republica Moldova, ci în lume, pentru activitatea domniei sale. Înainte de a-i da cuvântul pentru a ne prezenta această expoziție și pentru a ne vorbi despre artiștii care se află pe zimezele al Muzeului de Artă Piatra Neamț, dați-mi voie să fac o remarcă legată de faptul că, de regulă, artiștii din Republica Moldova ajung la Piatra Neamț în ani cu mare încărcătură sau cu semnificație istorică. Ce vreau să spun, în anul 2018, în iunie, deschideam o expoziție cu titlul 4 pentru centenar. Era anul în care aniversam 100 de ani de la realizarea Marii Uniri. O expoziție care ne aducea la Piatra Neamț pe Simion Zamșa, Tudor Zbârna, Elena Caracențeva și sculptorul Ion Zderciuc. O expoziție care s-a bucurat de foarte mare succes. Iată că anul acesta, un alt centenar, centenarul încoronării, ne aduce la Piatra Neamț pe acești mari artiști de la Chișinău, încoronării de la Alba Iulia, care tot despre Marea Unire, de fapt, este vorba, pentru că încoronarea de la Alba Iulia a reprezentat apoteoza Marii Uniri, momentul în care, în mod simbolic, a fost aniversată Marea Unire. Un moment, să spunem așa, triumfător pentru națiunea română și deopotrivă pentru familia regală a României. Și închei prin a atrage atenția asupra unui motto pe care l-am citit pe una din lucrările prezente în expoziție, se află chiar în fața mea. M-a impresionat sensibilitatea acestui motto, pentru că reprezintă foarte bine, cred, sufletul dumneavoastră de români autentici. Spun acest motto, tradiția este rugăciunea pe care o dedicăm strămoșilor noștri. Și dacă aceste evenimente expoziționale se vor mai întâmpla, atunci cred că vom avea și noi o tradiție a acestor evenimente expoziționale organizate la Piatra Neamț în colaborare cu artiști din Republica Moldova. Vă mulțumim pentru prezență și îl rog pe domnul profesor Simion Zamșa să ne vorbească despre conceptul expozițional. Vă rog! Bună seara! Mă bucur iarăși să revin la Piatra în așa context artistic. Mă rog, am devenit curator așa din improvizații, s-au făcut lucrurile rapid și mi-a venit ideea să mai schimbăm puțin lucrurile și am invitat doi tineri, ca să vedeți că se face școală la noi.
așa cum se face, da? Dar am vrut să fie ceva mai diferit de ceea ce am făcut până acum. Îl avem prezent aici pe Vlad Caraulan. Proaspăt absolvent, asistentul meu, tânărul artist Andrei Castraveț, și în rest o avem pe Elena Caracențev, Tudor Zbârnea, care cunoște, sunt artiști cunoscuți, eu, dar am venit cu o serie nouă, ca să o vedeți complet, fiindcă am participat la acum la Bienală cu numai o lucrare din toată seria, și vreau să spun că nu credeam astăzi că reușim să panotăm în două ore datorită colectivului de la Secția Cultură Chișinău, incredibil, de la șef până la, eu nu știu care, poate toți sunt șefi acolo, dar toți au muncit, doamna Damian se chinuia cu astea, că nu e așa, că nu-i drept. Mi-mi părea că parcă stau corect. Nu, vă mulțumesc foarte mult, ați fost fantastici și mulțumesc administrației locale din Piatra Neamț, administrației muzeului, că ne-a susținut și ne-ați oferit așa bună sală cu așa bun sistem de panotare. Sunteți bravo! Comparativ cu alte instituții, când mergi în mare chin să panotezi, în două ore să panotezi, foarte greu. Și colaboratorilor muzeului, care ne-au ajutat și au fost excepțional de amabili, sperăm să vă placă această expoziție. Am vrut să fim buni. Atât. Și ați reușit. Vă invit să vedem expoziția în tihnă. Îi mulțumim și noi domnului Răilanu pentru prezență și vă mulțumim tuturor celor care ați ales ca pe această vreme ploioasă să fiți la Muzeul de Artă în compania acestor extraordinari artiști de la Chișinău. Vă mulțumim! Încheiere, aș dori să mulțumesc Complexului Muzeal Național pentru sprijin, pentru ajutor. A fost destul de greu, dar au făcut tot posibilul ca această expoziție să fie aici, în fața dumneavoastră, și chiar merită toate felicitările și aplauzele noastre pentru efort. După cum spuneau și artiștii, împreună cu cei de la Direcția pentru Cultură, au făcut ca totul să fie perfect. Felicitările noastre!